Autoritatea Electorală Permanentă a transmis public precizări către partidele politice și candidații la alegerile locale privind manifestările publice organizate de către autorități în perioada campaniei electorale. Mesajul Autorității Electorale Permanente, Departamentul de Control al Finanțării Partidelor Politice și a Campaniilor Electorale este următorul. Citez. Autoritățile administrației publice locale își pot desfășura activitatea în condiții normale în perioada electorală, cu condiția ca la toate manifestările publice organizate de către acestea din urmă să nu fie afișate și utilizate materiale de propagandă electorală, să nu fie adresate mesaje cu caracter electoral de către persoanele participante sau să se facă referire la persoanele care sunt candidați. Am încheiat citatul. Precizarea vine în contextul în care, la sfârșitul acestei săptămâni, are loc Hora Bucovinei, un eveniment organizat la Bucșoaia de Primăria Frasin și Consiliul Județean. În alte județe, manifestări similare au fost suspendate, tocmai pentru a se evita publicitatea electorală. La Suceava, prefectul Constantin Harasim a preferat să permită organizarea evenimentului cu mențiunea să nu se transmită mesaje electorale.